de Master spectator la o nouă întâlnire cu Emisiunea Universitaria. În 1993, în perioada august-octombrie, Statele Unite ale Americii au desfășurat o operațiune prin trupele pe care le aveau în Somalia, operațiune numită în mod codat Gothic Serpent. Această operațiune a avut momentul culminant și din păcate foarte dramatic pe 3-4 octombrie 1993, atunci când, aflând că liderul unei mișcări foarte puternice, unei facțiuni armate din Somalia, generalul Aidid, se afla la un hotel din capitala Somaliei, Mogadishu, un număr, o forță semnificativă a armatei americane a plecat pentru a-l aresta. Această forță era compusă din 160 de soldați de elită, 19 elicoptere și 12 vehicule de transport. Ceea ce s-a întâmplat în acele zile tragice de 3-4 octombrie a determinat politica de uh, implicare militară în scopuri umanitare pentru următorii aproape 20 de ani. Uh, am să vă arăt câteva imagini și vă spun de la bun început că sunt imagini șocante care au făcut în conjurul întregii lumi. La vremea aceea, și-au determinat uh, o reacție imediată a guvernului american, care și-a a hotărât să-și retragă trupele din Somalia. Iată, deci, uh, acele imagini despre care vă vorbeam, în care o să vedeți cum uh, corpurile unora dintre soldații americani uciși în uh, acest, op această operațiune sunt târâte prin. Uh, Strezile din Mogadishu sunt uh, 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 în jurul lor uh, cei din trupele, din, uh, mă rog, erau niște miliții, să zicem așa, în Somalia, sărbătoresc uciderea lor. Au fost niște imagini groaznice și președintele american a anunțat imediat uh, retragerea trupelor americane. Această retragere s-a făcut uh, integral pe data de... Uh, a fost încheiată în martie 1994. Ei bine, uh, ceea ce s-a întâmplat uh, atunci a devenit și uh, subiectul unui film pe care probabil că mulți dintre dumneavoastră l-ați și văzut. Uh, filmul s-a numit Black Hawk Down. Și aceasta pentru că în timpul operațiunii despre care v-am uh, povestit, Două elicoptere de tip Black Hawk Down au fost distruse de către milițiile din Somalia. Și pentru a avea oarecum o imagine mai clară asupra ceea ce s-a întâmplat, am să vă difuzez o secvență din prezentarea oficială a filmului pentru a înțelege care a fost de fapt atmosfera acolo, ce s-a întâmplat acolo. Iată elicopterele care se prăbușeau toată bătălia se dădea în jurul acelui hotel, hotelul olimpic din Mogadiscio, iar milițiile care îl susțineau pe generalul Aidid erau foarte, foarte bine înarmate. Trupele americane au fost luate prin surprindere, acel corp, să zicem, expediționar care a fost trimis să-l captureze pe generalul Aidid și a rămas blocat în străzile care înconjurau, pe străzile care înconjurau hotelul. Prin urmare, alți soldați americani au venit în ajutorul celor care fusese, erau prinși, erau blocați în, pe străzile din Mogadishu și bătălia pentru salvarea lor a durat două zile, pe 3 și 4 octombrie, inclusiv toată noaptea dinspre 3 spre 4 octombrie. A fost, cum vă spuneam, un incident care a determinat politica în domeniul intervenției umanitare a Statelor Unite și în general a lumii occidentale pentru următorii aproape 20 de ani. În felul acesta putem să înțelegem, spre exemplu, de ce la scurtă vreme după acest incident Statele Unite nu au mai susținut în Consiliul de Securitate o prezență militară puternică a Națiunilor Unite în Ruanda, unde deja existau informații că uh, se pregătește un genocid. În aprilie 1994 a izbucnit această monstruoasă acțiune de, în Somalia, în Rwanda, de pe urma căreia 800.000 de, de persoane au fost ucise în o perioadă de câteva luni. Ei bine, comunitatea internațională a stat deoparte și, în principal, Statele Unite nu au mai ales să se implice militar în protejarea civililor, care erau supuși unor atrocități greu de imaginat, din această teamă de a nu mai pierde soldați americani. Ceea ce s-a întâmplat în Somalia cu acest incident Black Hawk Down, numit după film, dacă vreți, sau așa numită luptă de la Mogadiscio, i-a făcut foarte reticent să trimită, să se implice militar în țările în care încălcările dreptului omului, drepturilor omului erau foarte, foarte grave. Aceeași reticență a apărut și în situația din Balcani. să ne gândim că o lungă vreme forțele armate ale statelor occidentale și în principal cele ale Statelor Unite au evitat să se implice în războaiele civile care au condus în 1995, spre exemplu, la masacrul de la Srebrenica. Deci e un incident și un militar american numea implicarea armatei americane în luptele în războaiele civile a trece linia Mogadishu. A rămas celebră această expresie, crossing the Mogadishu line. Dacă să ne mai implicăm sau nu într-un asemenea tip de conflict. Dar cum s-a ajuns totuși ca în Somalia să fie necesară intervenția uh, forțelor din exterior? Ce s-a întâmplat? Somalia era un stat uh, înfloritor în anii 60. Mogadishu arăta foarte, foarte frumos. E un oraș de coastă, un oraș cu o arhitectură foarte frumoasă. Era o adevărată perlă a regiunii respective. Ce s-a întâmplat? În acea perioadă, în urma unei lovituri de stat care a loc în 1969, puterea a fost preluată de către uh, Siad Bare. Îl avem aici într-o imagine. Uh, un militar care și-a asumat conducerea politică și militară a Somaliei, având legături foarte puternice cu blocul socialist, cu una sovietică și, în general, cu blocul socialist, care l-a și -a ajutat foarte mult să se mențină la putere. Iată, într-o imagine aici, l avem pe Siad Barre la o întâlnire cu Nicolae Ceaușescu, România având bune relații în acea perioadă cu Somalia. E bine, în 1991, în urma unei rebeliuni, Uh, Siad Barea a fost înlăturat de la putere și uh, cei care, liderii rebelilor, Mohamed Aidid, despre care vă spuneam puțin mai devreme, și Ali Mahdi, au uh, forțele guvernamentale și au preluat puterea. Dar la scurtă vreme, între cei doi lideri ai opoziției din uh, Somalia, au început, uh, au început să apară tensiuni. Și, în cele din urmă, forțele loiale fiecărui au intrat în conflict. S-a ajuns la un război civil după această mișcare de rebeliune împotriva lui uh, Siad Bare. Situația era extrem de dificilă, pentru că pe 11 martie, spre exemplu, 1992, secretarul general al Națiunilor Unite din acea vreme, Butros Butros Gali, spunea că începând cu decembrie 1991, uh, oamenii din populația din Somalia nu au mai primit hrană, nu mai exista posibilitatea de a oferi uh, alimente oamenilor care uh, suferau de foame. În așa fel încât, uh, în acest raport, secretarul general spunea că posibilitatea uh, ca oamenii să moară de foame este extrem de mare în Somalia și mai ales în Mogadișu. Puțin mai târziu, pe 21 aprilie 1992, același secretar general informa Consiliul de Securitate în legătură cu implementarea unui mecanism prin care să poată fi oferită asistență umanitară acestor oameni aflați în pericol de a muri de foame și al căror număr se cifra, potrivit secretarului general, în jurul a 1,5 milioane de oameni. Mai târziu, pe 22 iulie 1992, secretarul general informa din nou Consiliul de Securitate, dar cifrele pe care le prezenta de această dată erau cu adevărat dramatice. Se vorbea despre 4,5 milioane de oameni, dintre care un milion, peste un milion erau copii care riscau în foarte scurt timp să moară de foame datorită războiului civil în desfășurare în Somalia. Ei bine, în acest context, în decembrie 1990 3, Consiliul de Securitate adoptă rezoluția 794, o rezoluție care a fost adoptată ca urmare a faptului că Statele Unite și-au prezentat disponibilitatea de a trimite o forță, de a conduce o forță militară multinațională care să să protejeze civilii din Somalia și să contribuie la distribuirea ajutorului umanitar. A fost o decizie extrem de interesantă luată de către George Bush. După pierderea alegerilor, George Bush pierduse alegerile și, cu toate că urma să predea mandatul, în anul următor, a hotărât să ia această decizie, tocmai pentru a contribui la uh, creșterea uh, prestigiului Statelor Unite în perioada de după Război Rece. Să nu uităm că Statele Unite veneau după un succes militar extraordinar, reputat în timpul Războiului din Golf, uh, Războiul din Irak, în 1991. Și uh, exista această încercare a americanilor de a de a reconstrui, reconfigura imaginea Statelor Unite pe plan internațional ca o putere care apără democrația, care protejează drepturile omului. Și atunci, această acțiune s-a înscris pe această linie uh, diplomatică. Sigur, uh, a fost uh, foarte puțin probabil în viziunea analiștilor militari americani ca un asemenea incident să aibă loc într-o țară din lumea a treia. Adică, la, având în vedere forța militară de care dispuneau Statele Unite, părea aproape imposibil ca o misiune de arestare a liderului unei facțiuni rebele să ducă la atâția morți la, și în cele din urmă la retragerea Statelor Unite din Somalia. exprimându-și incapacitatea de a putea să mai gestioneze situația existentă acolo. Și Până astăzi, acum s-au făcut diverse încercări și Marea Britanie a avut un rol important în cadrul acestora de a readuce în atenție situația din Somalia, de a încerca implicarea comunității internaționale pentru a stabiliza situația de acolo. Dar foarte, foarte multă vreme Somalia a rămas un stat eșuat, așa cum îi se spune, și a reprezentat simbolul dezastrului, haosului și al uh, foametei. Când spunem Somalia, întotdeauna ne gândim la oameni care nu au ce mânca, ne gândim la imaginile unui oraș distrus, ne gândim la războiul civil. E bine, uh, Somalia a rămas acest simbol al statelor eșuate. Da, uh, sigur, acum așa cum, privind retrospectiv, așa cum au făcut foarte mulți uh, reprezentanți mediului academic, așa cum au făcut uh, mulți analiști militari, se poate înțelege care a fost natura de ce au eșuat trupele americane în acea misiune de capturare a generalului Aidid. Dar pentru acel moment, lecția pe care uh, au învățat-o occidentali și în special statele unite, a fost aceea de a nu se mai implica în uh, conflicte interne pentru a proteja drepturile omului. A fost o, un moment uh, foarte, foarte dificil, cu consecințe, cum v-am spus, umanitare extraordinar de mari. Au murit în urma acestei misiuni eșuate sute de mii de oameni, tocmai pentru că nu au mai avut curajul Statele Unite să se implice în asemenea acțiuni. Deci, uh, relevanța incidentului de la Mogadisciu pentru evoluția relațiilor internaționale. Uh, imediat după finalizarea războiului rece, este extrem de mare. Așa putem să înțelegem cum a fost posibil Rwanda, cum a fost posibil genocidul din, din Srebrenica și cum au fost posibile alte asemenea situații în care comunitatea internațională nu, nu, nu și-a manifestat interesul de a interveni. 1999, intervenția NATO în uh, Kosovo, în Republica Federală Iugoslavia, a marcat început unei schimbări de optică în ceea ce privește implicarea militară pentru a-i proteja pe civili, uh, dar uh, să nu uităm că, așa cum a fost și în Libia, această implicare în, în Libia în, 1900, în uh, 2011, deci această implicare a fost doar prin intermediul forțelor aeriene. În continuare, statele occidentale sunt foarte reticente la a trimite trupe, pentru a proteja pentru a proteja pe civili. Deci, în continuare, a trece linia Mogadișu rămâne un avertisment extrem de important, extrem de actual pentru încercările pentru uh, implicarea umanitară a statelor occidentale. Cu aceste gânduri, stimați respectatori, îmi au rămas bun de la dumneavoastră și cred că poate vom înțelege mai bine evenimentele actuale care au un caracter umanitar privind la ceea ce s-a întâmplat la începutul anilor 90. Voi mai, voi mai reveni cu alte asemenea uh, întâmplări prin intermediul căruia dumneavoastră să puteți să uh, vă dați seama de ce lumea arată astăzi, într care măsură, așa cum arată. De ce trăim în lumea în care trăim, de ce sunt posibile atrocități în Siria acum, de ce nu au fost posibile în Libia, și poate să ne întrebăm dacă vor mai fi sau nu vreodată posibile asemenea lucruri. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare vizionare plăcută. La revedere!